jucători, fost jucători de la cele trei cluburi în Liga 1 în acest moment. Cristescu, centrare, pe spate Obodo, gol! Odive deschide scorul pentru Concordia Chiajna în minutul 28. Odive este cel care înscrie după ce defensiva... Cel care execută această fază fixă este Pureci, o centrare cu multe fete, pășit Alessandru, gol! Execută Cristescu, este Strauss, pară și gol, este gol! Gol înscris de Odive. Dacă am văzut bine, 3-1. Cristescu se lasă avantaj, Novakovic se oprește și nu are suflet. Toni Conceição însă pe atac. Departe spre Purece. Pierd din nou foarte ușor balonul. Degajează Mario Camora, un balon pentru Juan Carlos Ruiz, foarte activ spaniol. Traian Marc, fost cu echipier cu Maria Cristescu la FC Brașov. Chiajna pare să fi pus stăpânire pe joc. Are și avantajul anul trecut și 1-1 în aprilie acest an în turul play-out-ului. Iar în noiembrie... Astafei... Din nou Victoraș Astafei primește între linii, Astafei întâmpinat de Odibe, Astafei. Portughez era pe banca lui CFR Cluj, Paolo Sergio, Rui Pedro și Modu Suguma, da, Concordia Chiajna, rezerve sunt portarul Matache și jucătorii de câmp Iulian Mamele, Neluț Roșu, Zerbo, Alin Buleică, Florin... Foarte rar, a ajuns la Tenerife în Liga Secundă.
la etapa 12 din play-out de la 17 CSU Craiova, CSMS și o veritabilă finală pentru locul 7 de la margine. Grădinar, un jucător împrumutat de la Steaua pentru duce pe teren. Rezultatul a determinat această schimbare de... Plase înălța. A lovit mingea în picior pe Filop Matulevicius, o intrare hotărâtă. Rar de tot încearcă FC Botoșan să iasă din terenul ei prin combinația pe care a gândit-o noarul Concordiei, Tincu, Matulevicius se lovește, ia Tincu, Feusi, trimite în față, în timp pentru Vilevski, l-am văzut și pe Obodo, reușind să trimită mai devreme cu capul pe poartă, mai ales că există și un executant de calicu. Bucurică pentru Nias. Respinge 30 de minute, puteți urmări și replica Barcelonei în confruntarea cu Valencia. De Digisport 3 de la 21-45, Sampdoria Milan. Da, intervine însă bine Țiru, care continuă, apoi faza, pasează bine Țiru, apoi... Astafei pentru Bejerji, lung spre Pacar, Odibe se urcă peste atacantul... Invitații săi, vom avea și concluzii și reacții la finalul partidei. Acolo la centrul terenului și de aceea a văzut cartonaș galben pentru fundașul stâng al Petrolului. Respinge puternicul Odibe. Trebuie din margine pentru CSU Craiova, primește Nuno Rocea. Aceste acțiuni o pot ajuta pe Craiova pentru că nici au schimbat în centrul defensivei Iliev și Aca. Iliev a trecut în stânga, Aca a venit Cordii în... până acum. Aici Cristescu se precipită și trimite direct la adversar, vinge lunga lui Barna, care îl caută pe Voduț. Foarte bine făcut Barna, execută această lovitură liberă. 0-0 deocamdată, singură ocazie clară, cea a lui Slavă, dată de Odibe, direct în afara terenului. Bălgrădean să se grăbească. Respinge Odibe de lângă Voduț. Bucur. Cei de la CFR Cluj vinge însă spre CFR Cluj. Sunt sigur că va mai veni un asemenea moment aici la echipă, spunea Camora, cel care practic Come on.
dat, astfel că departajarea se va face la meciuri directe, dacă e cazul. Iar acum Bărbuț are un culoar foarte bun, Ele așteaptă în careu, Bărbuț îl depășește acolo pe Odibe, însă foarte bine. 10 meciuri au fost în campionat între Concordia, Chiajna și Dinamo, 7 victorii pentru Câinii Roșii, una singură pentru Ilfoveni, vă spuneam. La ultimele două a fost împrumutate Udinese. Acțiunea acum a lui Leo Bartalstovu, jucătorul din insulele Feroe. Pasă pentru Costache, Costache blocat acolo de Michael. Chiajna marcau Răducanu și Lazăr. Încercare de contraatac a lui Bărbuț. Cred că a trecut la un 4-2-3-1 Florin Marin. Umelite. Căutat de Hernandez, care preia bine de lângă Feusi. Dublează însă acolo bine Odibe. Acasă, Ilie înalță acest balon. Cred că Odibe este omul care... pe atac, minge direct către Pena, cade acolo Milevski, vine Obodo, foarte bine Odibe cu călcâiul, Obodo! Reportaj. Ei bine, CFR-ul a ajuns în insolvență, însă și-a reamintit cum este.
meciul cu Timișoara, disputat înaintea celui cu Dinamo. Asta pentru că declarase Mircea Rednic după înfrângerea. Aflată pe antepenultimul loc în play-out, poziția a șasea, însă... Și a intrat în... sau mă rog, a dat aiurea pasa până la urmă. A, Zubir parcă juca ceva mai bine. Lovitura liberă, Niase, recentrare și din nou centrare pentru a-și fixa un reper, centrarea lui Burece este liber acolo, vine Odibe lansat și încurcat, cred.